Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, odată cu primăvara, am decis să aduc niște informații în legătură cu polenizarea florilor. Agricultorii au știut să tragă folos de pe urma acestui minunat mijlocitor al fecundării florilor, care este albina, ca să poată să facă să rodească mai multe câmpii și livezile lor. E cunoscută în această privință experiența marelui Darwin, care a acoperit cu o pânză subțire niște flori de trifoi pe care astfel albinele să nu le poată cerceta. Ajuns ca după terminarea fecundației și coacerea semințelor să nu găsească nicio sămânță în ovarele acestor flori. Pe când la florile vecine, neacoperite, a putut număra până la 2300 de semințe la trifoiul alb, iar la trifoiul roșu a găsit 2700 de semințe. La un număr de flori egal cu cel acoperit cu pânza subțire, la care albinele n-au ajuns ca să le poată fecunda. O revistă americană scria despre rodnicia unei livezi în care au fost aduși stupi în următoarele. Într-una dintre grădinele unei firme. Pe o suprafață de 8 hectare s-a observat o scădere însemnată a recoltei în ultimii ani. Această livadă era de cireși. Recolta acestei livezi, ce avea aproximativ 22 de ani de existență, în care timp a fost bine îngrijită, nu depășea în ultimii ani producția de 254 de hectolitri, pe când cu ani de zile înainte, desigur, pe când pomii erau mai tineri, această producție ajungea până la 580 de hectolitri, adică dublu. S-au dat asigurări proprietarului că livada ar putea da mult mai mult dacă fecundația s-ar face normal. Prin împrejmuiri nu se găsea nicio prisacă. Fiindcă pământul era nisipos și plantele melifere rare, ca să îndrepte această stare de lucru, s-a încheiat o înțelegere cu un apicultor ce locuia la 130 de km departare. Când înflorirea a început, acest cireș, în această livadă de cireș, s-au adus 200 de stupi transportați în grădină, deci s-au adus în livada respectivă. Albinele rămaseră între pomi 11 zile, recoltând în acest timp câte 15 kg de miere pe stup, adică un total de 3000 de kilograme, adică 3 tone de miere. Ca să se convingă pe deplin de folosul albinelor, proprietarul a acoperit un cireș cu un voal ca cu țesătură rară, prin care albinele să nu poată să treacă. Acel cireș nu făcut decât 2 kg de cireșe. Pe când un altul de aceeași vârstă și putere, dar pe care albinele l-au cercetat în voie, a dat 22 de kg de cireșe. Recolta livezii a fost de 1450 de kg de mere și 265.000 de kg de cireșe. Bineînțeles, erau câțiva meri în acea livadă împrăștiați pe aici colo. Întrecând cu mult cele mai optimiste așteptări a firmei respective. Un alt exemplu al fecundației florilor cu ajutorul albinelor e în cazul pomilor de pere, deci perilor, pe care europenii au dus de au sădit în Australia, continent care până la sosirea lor acolo nu poseda acest soi de pom roditor. Cum în regiune nu se găseau stupi în anii respectivi, când au adus perii pe acel continent, în Australia, cum n-având albine, acei pomi n-au rodit deloc. Acei peri. Până când n-au fost aduse din Europa câteva colonii cu albine care să ajute la fecundația florilor în felul acesta pomii să rodească. Deci Darwin, cel mai mare cercetător naturalist și fiziolog englez, pretinde chiar că de-a lungul milenilor unele orhidee și-au schimbat formele după cele ale insectelor, adică floarea a luat anumite însușiri ca insectele să poată să se
apropie de partea masculină a florii, care le aducea polenul trebuincios fecundației. E bine cunoscut felul de fecundație al florii de vanilie, fiindcă polenul e greu pentru a putea fi transportat cu ajutorul insectelor de pe o floare pe alta, indigenii la timpul respectiv rupeau florile de sex masculin și le scutura polenul peste ramurile care purtau florile de sex feminin, ajutând astfel la fecundarea și rodirea vaniliei. Deci trebuie înțeles importanța albinei în polenizarea plantelor, fiindcă în acest timp, în această perioadă, mulți agricultori care posedă, să spun așa, livezi, vor face stropiri fără a contacta apicultorii din zona respectivă, ucigând sute de colonii de albine. Am decis să vorbesc un pic despre acesta, fiindcă am văzut pe rețelele de socializare deja probleme în acest sens. Bun, până data viitoare, numai bine și iubiți albinele!